Salutare tuturor! Mă numesc Andrei Bace și bine ați venit la podcastul de vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii alături de oameni faini și dragi inimii mele. Astăzi am o onoarea și ocazia să stau de vorbă cu un om care mi este tare drag, pe care îl respect foarte mult și îmi place să spun despre el că este un păstor de suflete. Păstorește o biserică pe nume BBSO, o biserică care are impact la nivel global în domeniul online. Însă astăzi unii oameni îl cunosc ca păstorul de pe sticlă sau de pe ecran, însă eu aș dorea să vorbesc cu omul uh, din spatele uh, scenei, uh, și anume cu Cristi Sonia. Cristi, domnul Iisus te bine binecuvânteze, bine venit! Andrei, bine te-am găsit. Mulțumesc frumos pentru această invitație. Chiar sunt onorat să fiu astăzi aici, în studioul vostru, și să știi că apreciez și eu foarte mult proiectul acesta pe care l-ați început și cred că este unul necesar și este unul benefic pentru mulți oameni. Cristi, îți mulțumesc foarte mult. Spuneam înainte de podcast că pentru mine chiar este o mare bucurie. Uh, am ocazia să stau cu un om care a investit în viața mea de la distanță. Și am să explic mai încolo ce înseamnă lucrul ăsta. Uh, ce faci? Cum ești? Cum te simți? Tu vii de la Oradea, nu ești de aici, din Cluj. Cum a fost drumul? Cum... Măi, drumul a fost de data aceasta neobișnuit de liber, de la Oradea la Cluj. Ținând cont că neavând o autostradă, de cele mai multe ori Oradea-Cluj este un drum super aglomerat, a fost frumos. Pentru mine, ocaziile astea când pot să călătoresc și uneori singur, cum a fost astăzi, e așa un timp nu de singurătate, ci de solitudine. Să știi că e multă părtășie pe care o am așa pe mașină, ori ascult ceva, ori... Mă rog, ori mă gândesc la proiecte, și uh, e un timp uh, benefic. Spun acum un secret: de față cu toți cei care ne ascultă și cu tine, de două ori pe, uh, pe săptămână, de două ori pe lună merg în sat. Trebuie să vin în sat predic și. Uh, timpul ăsta de solitudine de care ziceai pe mașină, este foarte fain. Am o oră și ascult muzică de la BBSO pe drum încolo și mă rog. Ba, când mă întorc, ascult programul nostru de la Betel, dar înțeleg foarte bine ce spui. Pentru cei care nu te cunosc, Cristi, cum te-ai descris tu în două, trei uh... idei? Vreau să dau ocazia asta fiecărui invitat. Este o întrebare destul de complicată să te descrii uh... să te descrii și să te descrii în două, trei idei. Sunt un om foarte simplu sau îmi place să cred despre mine că sunt un om uh... Simplu și uh, sunt căsătorit cu Otilia, suntem căsătoriți de 16 ani, uh, avem doi copii, Andrei și Alex. Andrei împlinește 12 ani, săptămâna de. viitoare, Ce tare. iar uh, Alex va împlini 9 ani uh, Ce în luna octombrie. Uh, sunt pastor, cum ai spus, uh, la BBSO, Biserica Baptiste Speranța Oradea și sunt pastor BBSO de 13 ani de când am început. Mulțumesc. Să, de când am mulțumesc. început, mulțumesc, mulțumesc proiectul acesta și uh, cam pe aici se învârte viața mea. Uh, soț, tată, pastor și, bineînțeles, uh, cel mai frumos statut pe care pot să-l ai în lumea aceasta, copil de Dumnezeu. Ce? Da, de asta îmi place mult să dau oportunitatea fiecărui om să se descrie. Când auzi o descriere așa de faină, nu Dumnezeu să te cuvinteze. Hai să spun și eu cum am întâlnit pe tine. E foarte interesant că de multe ori oamenii au impresia că oamenii te cunosc într-un anumit fel, dar tu, de fapt, poți să le dai o altă poveste. Eram student în Oradea și am văzut online că are loc evenimentul anual BBSO. Eu vin de la ea și, mm -hmm. aveam nimic atunci despre BBSO și ajung la sala sporturilor acolo joacă ora de echipa de basket și am fost la meciuri ale echipei de basket, am făcut basket, iubesc basketul când erau meciurile de basket era o atmosferă wow, vezi pe fani că scandau însă când am intrat acolo la evenimentul anual, era altceva era o prezență a Duhului sunt așa de mare încât erau, nu, nu știu ce capacitate are sala, dar mii de mii aproximativ 3.000 de oameni puteau participa la un program A fost mai mult de 3.000 au fost uh, anii de început și poate o să apucăm să povestim uh, despre Sigur. asta puțin mai încolo, mm. dar uh, chiar la început uh, până... Înainte să se întâmple evenimentul colectiv uh, în București, uh, puteam uh, să înghesuim mulți oameni într-un spațiu mic. Deci mulți au intrat, țin minte atunci, au intrat uh, fără bilete, că voiau să ia parte mm. la închinarea mm. respectivă. Și în sala de jos nu erau scaune, stăteam toți așa și am zis, băi, nu pot să stau în gâtul altui om, în, spa, mm. ceafa altui om. Mm. Și am văzut un panou de basket și am zis, băi, Zac, eu s-a urcat în copac. <laughs> ma, Literalmente m-am urcat pe panou de basket, <laughs> dar ce mi-a plăcut în seara respectivă, am zis, Hai să văd cine este Cristi Sonia de care mulți mi-au multe. Și văd un om simplu, cum ai zis mm. tu, iese pe scenă și predică cuvântul, dar simplu, așa mm. pentru toți. Iar la final, prezența Duhului Sfânt se întorc cu oameni la Domnul, oameni de lume, ridic o mână, ies acolo în față. Asta a fost prima interacțiune, după asta am dat peste muzica BBSO. Însă, ajuns și la Betel, biserica în care eu slujesc, în care mm. sunt membru, și au fost două momente cheie. Eram într-o anumită perioadă în viața noastră ca familie, și n să uit, predicai de la mănășturi care este în felul următor. Predicai într-un text din Vechiul Testament: Dă din puținul tău mm -hmm. pe care l ai, uleiul tău, ăla pe, mm -hmm. pe care l ai și Dumnezeu va multiplica. Mm -hmm. Și al doilea mesaj foarte fain a fost despre femeia samariteană. Mm -hmm. Deci un text plin de har, așa frumos. Și vreau asta cu apreciere. Ascultam acum ultima serie de predici. Păcate invizibile. Măi, cred că cel mai frumos compliment sincer este când ai un copil, Chris, de un an și 10 luni, i-am pus tableta pe masă, el mânca, era conectat la ceea ce predicai tu și am zis, bă, extraordinar. Și am ascultat toată seria de predici, nemulțumirea, bârfa și așa mai departe, care e aprecierea pe care o am. Predici foarte simplu, și pre scoți la viață textul respectiv ca să înțeleagă toți oamenii. Substanța aia este extraordinară și vreau să te încurajez cu lucrul ăsta să în continuare să faci ceea ce faci, că faci foarte bine. Mulțumesc frumos pentru apreciere și... Uh, Slavă Domnului pentru, pentru toate. Apreciez foarte mult, chiar este un compliment legat de băiețelul vostru, de Cris, care ascultă predica de obicei. Oamenii îmi spun băiețelul meu de un an, când ascultă predica, așa de bine doarme. Este pentru prima dată când un băiețel de un an și câteva luni ascultă predica și este ai, atent. Ai văzut că ți-am trimis videoclipul și o să-l punem și pentru cei care nu ne cred, o să punem videoclipul aici undeva pe, pe ecran. Deci era la masă câteodată de cât ia mâncarea și să o arunci și îi punem câte ceva. Și am zis, Bă, stai o secundă. Păi, seriile astea, fain, vreau să ascult. Mm. Deci stătea acolo focalizat și m-am bucurat mult. Deci asta ar fi o mică descriere. Cum te-am văzut eu pe tine și acum încă o dată este onoare. Mulțumesc. Dar, Hai să povestim puțin despre trecutul tău. povestește și despre viața ta. Cum te-ai întâlnit tu cu Dumnezeu? De unde vii? Și așa mai departe. Repet, sunt un om simplu și viața mea, sau povestea vieții mele, este una, zic eu, destul de simplă. Dar, bineînțeles, fiecare poveste de viață are farmecul ei. Dar. Povestea mea ar începe așa într-un mod foarte clasic, m-am născut într-o familie de, credin, de oameni credincioși yeah. și de mic copil am fost dus la biserică, de fapt eu am fost dus la biserică la minus 9 luni, <laughs> tocmai <laughs> pentru că părinții mei sunt parte dintr-o generație de oameni credincioși și chiar consider că lucrul acesta este o binecuvântare și cumva toată viața mea s-a învârtit așa în jurul bisericii. Tatăl meu, de când mă știu, a fost implicat într-un fel sau altul în biserică și în lucrarea lui Dumnezeu, chiar din perioada comunistă. Și-a lăsat jobul pe vremea respectivă și s-a implicat în biserică. Deci am crescut într-o familie în care l-am văzut pe tatăl meu. Iubind biserica și slujindu-l pe Dumnezeu sincer și cu multă uh, pasiune. Și uh, de mic copil mi-amintesc și acum perioada în care mergeam la biserică împreună cu părinții, mergeam uh, la grupele de copii. Nu aveam toate facilitățile pe care copiii le au în vremea noastră, le au astăzi, dar uh, mi-amintesc așa cu drag de acele vremuri. Uh, pentru că, deși ne întâlneam în locuri semnificativ mai sărăcăcioase, grupele noastre de copii, ții, minte așa cum erau niște, un fel de barăci. Și, da, da, erau improvizații. Pe vremea respectivă, în anii 80, biserica nu era lăsată să construiască, să ofere cine știe ce, dar erau oameni foarte faini, oameni cu inimă. Și chiar ieri m-am întâlnit cu un cuplu, soț-soție. Mi-au fost învățători în perioada copilăriei, mi-au făcut o surpriză și au venit la biserică. Așa m-am bucurat când i-am văzut pentru că au avut, atunci copil fiind, au avut un impact foarte mare în, în viața mea și a fost așa foarte fain revederea cu ei. Ei au plecat din țară de mulți ani și nu ne-am ne întâlnit de foarte, foarte mult timp. Dar a fost, a fost o perioadă frumoasă, perioada aceea de, de copilărie în care mergeam împreună cu familia la biserică, și de atunci Dumnezeu a plantat sau a fost plantată prin oameni faini, sămânța aceasta a Evangheliei. Și în jurul vârstei de 14-15 ani am decis. Să-l urmesc pe Domnul Prima asemănare, la fel <laughs> Aveam uh, 14 ani când uh, am luat hotărârea aceasta Dar a fost o hotărâre luată așa într-un mod uh, oarecum natural Nu a fost uh, nimic uh, forțat, nu a fost neapărat un moment Dar au fost uh, așa un cumul de factori uh, Multe Serii evenimente, de evenimente care uh. s-au întâmplat până atunci uh, Și tabere, și predici, și uh, tot felul de evenimente pe care Dumnezeu le-a folosit în viața mea într-un fel sau altul și uh, la vârsta de 15 ani uh, am mărturisit pe Dumnezeu uh, prin botez, în apa botezului și uh, a fost... Uh, a fost o decizie pe care nu o regret, chiar mă bucur, am fost foarte tânăr uitându-mă în urmă, îmi dau seama că, de exemplu, copilul nostru mai mare, băiatul nostru mai mare, Andrei, uh, se apropie de vârsta respectivă și uh, am fost foarte, așa, la începutul tinereții să zic, dar mă bucur foarte mult de acea decizie pe care am luat-o atunci să îl urmez pe Domnul. Ce fain! Bun, întrebarea ar fi, cum te chemă Dumnezeu totuși să fii păstor de suflete? Sunt mulți care se nasc în familii de creștini, dar cum dorința asta? Cred că au fost uh, au fost doi factori importanți. Pe primul deja l-am menționat am crescut uh, într-o familie în care l-am văzut pe tata slujindu-l pe domnul uh, într-un fel sau altul el nu a fost uh, a fost ordinat ca și prezbiter uh, nu, nu neapărat pastor. Deci a păstorit o biserică mai mică lângă Oradea câțiva ani de zile dar uh, cumva exemplul acesta mi-a influențat copilăria viața. Dar după ce am terminat clasa 8-a, am mers la Liceul Baptist din Oradea și am prins o generație foarte faină în perioada respectivă la, la liceu. Anii liceului pentru mine au rămas așa o amintire foarte frumoasă și foarte plăcută și în, în generația mea am avut parte de profesori care nu erau doar profesori, dar ne erau și mentori, erau, ne erau oameni apropiați, aș putea frumos. spune, și care chiar erau, cumva și ei erau la începutul, mulți dintre ei erau la începutul carierei și cumva era așa, s-a creat o legătură faină între noi și ei. Se în Se implicau foarte mult în viețile noastre și ne încurajau foarte mult, nu doar să facem liceul și să învățăm să luăm note bune sau să acumulăm cunoștințe, ne încurajau să facem și asta, dar ne încurajau fiind credincioși mulți dintre ei, ne încurajau să îl slujim pe Dumnezeu și au plantat în viața noastră sâmburile acestea al slujirii și de asta încă din clasa noua mi-aduc aminte, mergeam în diferite biserici la țară împreună cu colegii ce și... fain și mergeam să-l slujim pe Dumnezeu acolo și să, îi, să aducem o încurajare oamenilor din acele locuri, așa cum puteam noi, la vârsta respectivă. Noi spuneam că mergem în misiune. Mm -hmm. Și în aceste ieșiri ale noastre, apropo de asta că mergem în misiune, fac o mică paranteză că. Eram, eram deja clasa 12 -a și am mers în misiune, adică într-o ieșire din aceasta la o biserică la țară și uh, deja aveam uh, mulți dintre noi permise de conducere și eram cu mai mulți colegi în mașină și când ne-am întors din nou la Oradea, la intrare în Oradea ne-a oprit poliția și... <laughs> <laughs> Și uh, ne-a întrebat uh, foarte frumos și amabil, de altfel, uh, de unde veniți. Și o colegă de-a mea spune, din misiune, domnul polițist, <laughs> pentru polițiști aveau cu totul da, alte da, colonade da, în da, da, da. cuvântul misiune și a trebuit să explicăm, de fapt, de unde, de unde venim. Dar au fost multe ocazii de genul acesta, Andrei, în care mergeam împreună cu colegii la biserici, la țară, și în aceste ieșiri. Uh, am început să dăm îndemnuri, să îi încurajăm pe oameni și colegii mă încurajau Cristi, uite, vorbește tu acum sau spune tu sau pregătește-te și desigur au fost începuturi modeste, începuturi așa slabe aș putea spune dar pentru noi au, au contat mult aceste experiențe pe care le-am avut atunci și din perioada respectivă am simțit cumva că Dumnezeu și vreau să fiu atent când folosesc aceste cuvinte, dar am simțit că Dumnezeu mă călăuzește cumva în direcția aceasta. Da, da, da. A fost și ceea ce spune Ieremia la un moment dat, un foc care arde în inima mea, zice caut să-l opresc dar nu pot. Și nu, știu exact cum să descriu acel foc, a fost așa o dorință de a sluji pe Dumnezeu și într-un mod cât se poate de natural. Deci n-am avut o vedenie, n-am avut un vis, nu am auzit o voce, nu s-a întâmplat ceva supranatural. Dar a fost din tine. Dar așa într-un mod cât se poate de simplu și frumos am văzut că prin toate aceste circunstanțe Dumnezeu mă călăuzește înspre a merge pe drumul acesta de a face teologia și apoi a fi pastor mm, ce fain, ce frumos uh, bun și vorbeam că ai ajuns să fii acum pastor la biserica uh, BBSO dacă ai putea să ne spui pentru cei care nu cunosc ce e biserica BBSO care ar fi câteva evenimente cheie ca în viața oricărei biserici, ce, ce ai putea să ne spui? Înainte să fiu pastor la biserica la BBC, Am fost pastor într-o biserică uh, foarte mică la țară De fapt putem povesti puțin așa Să te rog, să, te rog. să facem iarăși, să mergem puțin în urmă Și să ajungem imediat și la BBS-o, Pentru că am terminat liceul, am mers la facultate Am făcut patru ani de teologie mm. Și așa foarte pe scurt uh, la, în, la finalul anului 3 Sora mea locuiește în Statele Unite mm. Eram în anul uh, 2001 și uh, eu aveam 21 de ani la vremea respectivă și uh, sora mea mă întreabă dacă nu aș vrea să merg uh, așa într-o vizită. Îți dai sema, 21 de ani în 2001, în America, <laughs> în America, <Aoleu. laughs> i-am spus uh, o să mă rog cu privire la asta în timp ce îmi fac bagajele. <laughs> Și uh, ea m-a invitat efectiv să merg, să, era, era și ea proaspăt căsătorită la acea vreme, să merg să-i vizitez pe ei. Uh, uh, și am ajuns acolo, doar că ei nu aveau foarte mult timp să petreacă împreună cu mine, pentru că aveau, să zic așa, uh, slujbele lor, aveau viața lor uh, și. Uh, Acolo am întâlnit un prieten, un, un prieten drag și uh, un om foarte simplu de altfel, foarte, foarte simplu și uh, el m-a încurajat mult în perioada respectivă, așa, meseria lui este șofer de tir, de exemplu, mm -hmm. dar, repet, deci un om simplu, nu are multă școală și el m-a încurajat și mi-a spus, Cristi, uite, după ce termin școala? De ce nu vii să faci un masterat aici? Și eu am fost surprins să aud asta de la el, pentru că efectiv nu, uh, uh, nu mă așteptam el să, să, să mă încurajeze în direcția asta. Și nici eu nu mă gândeam neapărat, dar uh, am stat trei luni de zile atunci în America, vara respectivă a fost așa un fel de work and travel uh -huh. <laughs> și puțin work, puțin travel <laughs> <laughs> și uh, el m-a tot încurajat, era și o școală foarte faină de altfel în apropiere de ei, zice uite hai să mergem să vizităm, zice, să vezi cum îi poate îți place, am mers, am vizitat și chiar mi-a plăcut foarte mult școala de acolo. Și am spus uite o să, o să pun un semn de data aceasta Trebuia să dau testul TOEFL mm -hmm. Și eu nu mă simțeam pregătit pentru testul TOEFL De am spus uite cum facem Eu mai aveam două săptămâni zic mai am două săptămâni până merg acasă mm -hmm. De aici din America și cu o zi înainte mă duc puteam să merg acolo să dau testul TOEFL zic, da, mă pregătesc, așa. dau testul dacă iau punctajul suficient de bun înseamnă că Dumnezeu vrea să vină aici dacă nu no. îmi iau gândul de la asta. Bine zice el așa că m-am pregătit două săptămâni, era în uh, perioada când s-au întâmplat atacurile din uh, din 11 septembrie A, ne nu? Mm -hmm. Da eram acolo și îmi țin minte cum cum. eu mă pregăteam să dau testul TOEFL și mă uitam la televizor la, la atacurile respective și uh, până la urmă am mers uh, cu o zi înainte să vin acasă, am dat testul și uh, când am ajuns acolo, o doamnă simpatică mă întreabă, zice, ești pentru prima dată? Zic, da, zice, prima dată, zice, de obicei cei care vin și prima dată doar se obișnuiesc așa cu testul, să vadă cum ești. și am zis, mulțumesc de încurajare. <laughs> Eu mintea mea știam că dacă nu iau punctajul uh, suficient de bun, nu voi veni la școală. Și am dat testul, am venit acasă și după două săptămâni prietenul meu a primit în poștă rezultatul Și m-a sunat cu așa multă bucurie ce Cristian a luat un punctaj suficient de bun ca să poți să vii aici la școală Ce fain Și uh, am terminat uh, uh, anul 4 aici uh, în țară Am mers încă 3 ani de zile acolo, l-am masterat Și am finalizat, apoi m-am întors acasă, m-am căsătorit în 2006 și apoi am început uh, lucrarea pastorală într-o bisericuță la țară, lângă Oradea și într-o duminică... Deci asta mi se pare foarte interesant, să faci în America și cine a fost în America știe ce înseamnă America, papa bună, oameni faine, da. relații da. Și, cum, și te duci iarăși la uh, însătuc, o biserică da. mică. Dar am simțit că trebuie să mă întorc acasă, nu am știut pentru ce. Când m-am întors, m-am rugat și am zis, Doamne, am o singură dorință. Nu vreau să mă duc pastor într-o biserică mare, undeva, doar să nu fie la țară. Așa, așa m-am rugat, așa mi-am da, dorit da, 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 da. eu la vremea respectivă. Dar am ajuns la țară, într-o bisericuță mică, și într-o duminică bună veneau vreo 10 oameni la biserică. Dar au fost foarte frumoși anii Deci mm. am fost acolo din 2006 până în 2009 am început BBSO. Uite, deci astea sunt detalii scuz mă gândesc. Astea sunt detalii pe care oamenii nu le știu. Da? Au, au, sunt unii care ascultă și spun Bă, dar asta e că BBSO a fost așa de la început. Nu nu nu. Acum mergem pe firul ăsta în narrativ yeah. să vedem. Da? A așa frumoși au fost anii respectivi au fost și grei pentru că a trebuit să, să luăm biserica de acolo cumva de la zero și a trebuit să învățăm să lucrăm cu oamenii de acolo, dar... Care au fost câteva provocări acolo, la Biserica din sat? <coughs> Provocarea a fost să, să, ne luptăm așa cu indiferența oamenilor din biserică la acea vreme. Când ne-am dus prima dată, au fost, prezența oamenilor la biserică a fost într-un număr frumos de trei. Trei persoane wow. și a trebuit să mă duc acasă pe la fiecare să le explic că sunt cumva noul pastor nici nu știam cum să mă prezint sunt la care vine duminica aici la voi la biserică parte cuvântul și da, și, da. De... și dacă n-ați vrea să reveniți din nou la biserică dar a fost știi dacă. Studiez viețile oamenilor din, din Biblie, vei vedea că și pe Moise Dumnezeu l-a lăsat să treacă printr-un mic pustiu, de fapt, mai mare. Ne pas, <laughs> și, de, uh, Pavel la fel, uh, fiecare om a avut pustiul lui. Și, David, la, David la oi. Da, da, da. Eu zic că ăsta a, fost, ăsta a fost cumva așa pustiul meu, dar în sensul bun al cuvântului. Da, da, da. Adică nu, nu spun ca să mă plâng, atunci nu mi-a convenit că nu-ți convine neapărat sau nu, nu este ușor să accepti uh, la, la început, dar uh, am învățat foarte multe lucruri uh, și uh, dacă la început am mers cu greu acolo, uh, când uh, a trebuit să ne despărțim de locul respectiv, ne-am despărțit foarte greu pentru că l-am văzut, am, am, văzut puterea lui Dumnezeu. Acolo am experimentat zi, pentru prima dată modul în care Dumnezeu poate să lucreze, modul în care Dumnezeu poate să transforme vieți, modul în care Dumnezeu te poate încuraja atunci când ești descurajat și vine să spui nu mai vin aici niciodată. Aici vreau să, să spun și eu, și eu am început tot așa în biserici de, de sat și mm. acum încă păstrez obiceiul ăsta de a merge, dar spun acum o experiență foarte scurtă în care am păstrat tot așa, ca secret, cu soția mea. Ceram într-o duminică, și din punct de vedere financiar treceam atunci printr-o perioadă foarte grea și nu mai aveam, deci literalmente nu mai aveam bani în casă. Mm. Crise era mic, nu știu cum. Și vine timpul cu colecta, cu asta. Șanca, soția mea, avea uh, ultimii bani. Nu mai știu exact suma care era, dar erau câțiva zeci de roni. Mm. Și simțit așa de la Duhul sunt trebuie să-i pun banii ăștia, știi? Și aia au început să plângă. Eu la fel am înțeles care e chestia și bun. După asta, după ce am predicat că a fost o înmormântare, vine o soră, o bătrânică la noi. Mm. Ba, deci acum mi se ridică părul pe piele și spune Dragii Domnului, am simțit așa de la Duhul Sfânt, vorbim de baptiști, mm. Cristi, deci nu vorbim mm. de... simțit așa de la Duhul Sfânt să vă dau un cadou. ne a dat de 10 ori suma pe care o pusese încă acolo. Wow. Și a început să ne încurajeți, nu știu cum, după asta, tot în biserica din sat, o bătrânică iese la un moment dat și spune Dragilor, ați mădurât spatele foarte tare. Și întreb de ce? Păi știți, casa mea este la distanță de 10 km. Și vin pe dealuri, vin nu știu cum. Deci vorbim de bătrânică care wow. vin acolo. Și azi am simțit așa de la Domnul să vă împărtășesc o, o poezie. Că nu știu când am să mai am timp. Mm. Aici se ridică bătrânica respectivă, spune poezia. Ca să aflu că trei zile mai târziu pleacă acasă la domnul. Da. Wow. Dar care a fost încurajarea mama? Nu știu, am simțit-o în să iau telefonul și să-i fac o fotografie. Ce moarte frumoasă! Să știi mm. că ai mai avut timp, nu știu, nu, știu, nu știu cât timp îți mai bate inima, știi, mm. dar să vezi atunci că uite omul ăsta, o stujit pentru ultima dată. Ei, genul ăsta de experiențe, Cristi, le-am experimentat și eu într-o biserică din sat. Nu mai vorbesc de intimitatea, de timpul de rugăciune, nu mai vorbesc când intră unul care a fost odată bețivan și cum mai e ca domnule în text. <laughs> Apropo, ce îmi plăcea la bisericile din sat este când predici, oamenii din sală își permit să spună, mai era domnul pastor, nu sunt pastor, Mai era domnul pastor, vreau să spuneți că Iisus s-a pus pe fântână, în textul cu <laughs> da, Samaritianca. Păi dacă la mine se pune unul, pe, și așa, și vorbesc și mai, la mine se pune unul acolo pe fântână, îl dau, ca n-am cum să mai iau apă. Și mi-am dat seama că practic la bisericile din sat înveți să predici textul foarte simplu. Predica <laughs> nu mai este un monolog, devine un uh, dialog. Da, da, da. Dar acolo am întâlnit oameni foarte frumoși, oameni prin care Dumnezeu ne-a încurajat foarte mult, țin minte și acum fratele Lică. <laughs> Era unul dintre cei mai în vârstă din biserică, dar venea din capătul satului și el era primul uh, la biserică, și întotdeauna, așa cu zâmbetul pe buze, și uh, ne primea cu, cu mare dragă. Deci, au fost frumoși anii respectiv și au fost multe experiențe care le, le putem împărtăși. Am, am avut multe ilustrații de predice. din da, 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 experiența da, da, da. prin care am trecut în uh, anii aceia. Și, iar apoi, uh, după 3-4 ani de slujire în biserica de lângă Oradea, un frate pastor din Oradea, un om foarte fain, m-a încurajat să pornesc sau să încep o nouă biserică în Oradea. Acum, eu știam că Dumnezeu are și și altceva pregătit pentru noi, dar nu știam ce și noi chiar ne rugam în perioada respectivă, eu și Otilia, cu privire la viitorul nostru, la slujirea noastră, mult. la ce, ce, face. ce vom face în continuare, ce vom face în viitor. Și Asta era ultimul proiect la care noi ne gândeam că vom începe o nouă biserică în Oradea, dar au fost așa de multe uh, discuții pe care le-am avut împreună cu el încât Uh, cum zice în Biblie, pentru stăruința lui supărătoare, mm. la un moment dat am zis, hai totuși să mă gândesc și să mă rog cu privire la asta. Și după multe discuții pe care le-am avut împreună cu el, am avut parte de așa, un început destul de abrupt a ceea ce este BBC-ul astăzi. Împreună cu un alt prieten am început uh, proiectul acesta, a fost un început bun, un început frumos uh, și uh, din nou Deși nu am avut resurse, nu am avut uh, oameni, nu am avut pe nimeni în spate atunci la început care să spună uite faceți proiectul acesta pentru că dacă îl faceți noi venim sau dacă îl faceți uh, va fi nu știu cum. Ci pur și simplu a fost așa un proiect pe care l-am început uh, prin credință și, uh, dar a fost o încurajare at și, și e important așa începutul proiectului să fie o încurajare și, dar a fost pentru noi a fost o, o mare încurajare ce s-a întâmplat E foarte interesant că Dumnezeu ți-a vorbit atunci printr-un om care ținea la tine Și și bine. astăzi și să știi că s-a implicat foarte mult așa din umbră dar niciodată nu a dorit să iasă în evidență sau Fine. să iasă în față ci pur și simplu așa frumos Uh, Ne-a sprijinit și dacă ne ascultă chiar vreau să-i mulțumesc uh... Trimite podcastul. ul <laughs> da, 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 îi trimitem podcastul. Uh... Între timp el s-a pensionat și acum este membru la BBSO <laughs> Ce tare, ce tare A predicat duminica trecută <laughs> A, e bun, deci știu despre cine e vorba Bun, și uh, acum în fază incipientă, pentru că sunt, uh, mă gândesc, și uh, aspiranți care vor mm. să devină păstori sau tineri, slujitori în momentele alea în care ți este greu, în care parcă nu vezi, uh, ești în corabie și nu vezi insula din față, mm. care ar fi câteva sfaturi? Ce îi îndemna pe oameni să facă în uh, momentele respective? Unu, să rămână credincioși față de Dumnezeu. Uh, doi, să nu se dea bătuți. Uh, e, e greu, orice proiect este greu, uh, mai ales la început. Este ca și un foc pe care încerci să îl aprinzi, și la început este și o flacără o mică. Fain, mică pâlpâie și ca să aprins focul la mare trebuie să tot sufli, trebuie, uneori îți vine fum în ochi și lăcrimezi de nu mai poți. Da, da, da. Dar până la urmă, dacă ești credincios față de Domnul și dacă știi că ceea ce faci nu este pentru oameni sau nu este o ambiție ta personală, uite vreau eu să fac asta ca să demonstrez ceva cuiva și motivația este una bună, este una curată, în cele din urmă, eu zic că Dumnezeu aduce și, și binecuvântarea. Și aici vreau să mai spun încă un lucru. Astăzi, poate că sunt unii care se uită la BBSO și zic, uite ce biserică frumoasă sau uite ce lucrare frumoasă. Eu obișnuiesc să compar, să fac comparația aceasta între biserică și un magazin okay. și îți explic cred că într-un fel biserica se aseamănă cu modul în care un magazin este format pentru că magazinul are două părți are vitrină și are depozit wow. și când te duci de exemplu într-un magazin te duci în partea de prezentare, în partea de vitrină, unde totul este la loc, totul este curat. frumos curat, totul este pus la loc. Chiar mi-aduc aminte în urmă cu vreo 2-3 ani, am mers la un magazin din Oradea să cumpăr ceva pentru fiul nostru era ziua lui și uh, am mers în partea asta de prezentarea magazinului unde e vitrina și totul este curat uh, mi-am ales produsul, l-am plătit și m-au trimis în spate să ridic produsul din depozit și când am ajuns în depozit acolo erau cu totul altă poveste pentru că erau cutii puse una peste alta, erau uh, așa multe a trebuit să dea multe cutii la o parte era mult praf uh, și am fost șocat de contrastul da, da, acesta da. între ce este în față și ceea ce este în spate. Acum fiecare biserică are vitrină și are depozit și când cineva se uită la o anumită biserică, nu neapărat BBSO, poate fi oricare biserică, da. de obicei se uită la vitrină unde lucrurile sunt aranjate frumos, este curat, totul este pus la punct, dar există și partea din spate, depozitul unde și acolo trebuie să fim atenți ce facem și cum facem pentru că mai da. devreme sau mai târziu ce pui în depozit se reflectă în uh, vitrină. Dar știi care am observat că există o o ispită să zic așa și pericolul este eu să îmi compar depozitul să mi compar depozitul bisericii mele cu vitrina bisericii tale și atunci foarte te, fain. Descurajezi. Foarte te descurajezi foarte descurajezi pentru că zici uite uite că la ei totul e bine uite că la ei totul este perfect dar fiecare biserică și fiecare lucrare are provocările ei, are depozitul ei, are încercările și întotdeauna într-un fel sau altul Uite, la biserica pe care am păstorit-o la țară am avut anumite provocări Am început proiectul acesta la BBSO unde avem alte provocări Biserica de la țară a avut, lucrarea de acolo a avut frumusețea ei Aici la BBSO există frumusețea aceste lucrări pe care o facem dar există întotdeauna... Indiferent cine ne ascultă acum, sunt sigur că există și binecuvântări și provocări, și provocări pentru da, că da. de obicei, binecuvântările vin la pachet cu, cu provocările. Este un verset în proverbe care spune că acolo unde nu sunt boi, ieslea este curată. <laughs> <laughs> Știi? Da, 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 da. Mm. Să zicea odată um, fratele Adi de tămaș, că niciodată nu-ți compara viața ta de acasă cu viața uneia pe scenă. Corect. Foarte corect. simplu. Da, dăm da, da. astăzi da. uh, swipe-up pe, pe Instagram, pe alte platforme și am <coughs> ce viață perfectă au oamenii ăștia. Mm -hmm. Și de fapt, cu toții avem o viață ascunsă pe care nimeni nu știe, e în familie, da? Mm -hmm. Așa este și cu uh, biserica. Bun, um, ai descris așa de frumos biserica uh, BBSO. Te aș întreba Um, care, ar, care, ar, care, au fost câteva provocări, încercări și miracole? Am spus mm -hmm. eu că era, spunea așa de fain într-o predică, miracolul BBSO mm -hmm. și n-am spus că eram la Betel, nu la o dar am cumpărat și o cărămidă. Nu, două cărămizi. Să nu, ideea care este, cărămizile respective, să vezi că am beneficiat de ele, eu și mai mulți oameni, am ascultat mm -hmm. melodiile voastre ziditoare și frumoase. Dar, care au fost câteva provocări, încercări și miracole care tu le consideri importante. Mm. Uh, aș menționa aici cel puțin două, două momente frumoase care au venit la pachet cu provocări. Uh, primul a fost în anul 2012. Ai menționat chiar la început despre evenimentele pe care noi le-am organizat da, da, da. în trecut la sala sporturilor și. În anul 2012, noi uh, eram uh, duminica, atunci când ne întâlneam duminica, uh, prezența la biserică era undeva pe la 200 de persoane și începeam să devenim acea biserică obișnuită cu rutina noastră. cu... Uh, tradițiile să zic așa, pe care le aveam noi ca biserică. Și am simțit atunci că dacă nu avem o, o viziune ceva care să ne scoată din rutină. Uh, riscăm moare din lipsa de viziune. Cum de ri, vi riscăm cumva să mergem așa pe un drum din asta foarte uh, obișnuit. Și ne-am rugat și m-am rugat mult atunci, în vara anului 2012, să ne dea Dumnezeu o, o viziune, să ne dea uh, obiective specifice pe care să le ducem la îndeplinire cu ajutorul lui Dumnezeu. Și uh, au, au fost mai multe obiective pe care noi, ca biserică, ni le-am propus în perioada respectivă. Unul dintre ele a fost acesta, să organizăm în fiecare an un eveniment uh, evanghelistic, Astfel încât oamenii din Oradea să știe că există o prezență evanghelică și să putem să vestim cumva și prin cântare și, și prin început. cuvânt da. Da. Să putem să vestim și să proclamăm Evanghelia la cât mai mulți oameni într-un mod simplu Și uh, am prezentat asta bisericii și mulți au zis, uh, noi eram 200 sa, la sportul uh, aveam 3000 de locuri dar au, au fost și mai mulți uh, în, în uh, anumite întâlniri și uh, când am prezentat prima dată uh, viziunea, asta. viziunea aceasta oamenii au spus uh, măi Cristi, dar în primul rând de unde bani? că nu da, e da, nu da, da, uh, și în al doilea rând uh, noi suntem 200 de oameni uh, sala sporturilor este enorm de mare pentru 200 de oameni cum o să arătăm noi acolo? și le-am spus oameni buni, ce se poate întâmpla cel mai rău? Care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Dacă nu vine nimeni altcineva în afară de noi, ne strângem frumos acolo într-un colț și avem program de biserică, nu aici. Noi eram vecini cu sala sporturilor la vremea respectivă, ne întâlneam la casa tineretului. Nu ne întâlnim aici la casa tineretului pe care o închiriam atunci, ne întâlnim la sala sporturilor. Și odată pe an încercăm. Da. Dar nu am spus noi de atâtea ori în predici să-l punem pe Dumnezeu la încercare, să, că Dumnezeu poate face lucruri mari, că ne dorim să vedem oameni mântuiți păi nu Cristi, asta ai predicat tu, tu sunt. zis <laughs> Da, și atunci am zis, eu cred că dacă ne rugăm, dacă postim pentru asta, dacă ne facem tema de casă și invităm oameni să vină împreună cu noi, eu cred că Dumnezeu va aduce binecuvântare. Și în 2012, în 1 decembrie 2012, am avut primul eveniment. Am avut și eu emoții, nu pot să spun că nu m-am gândit, dar dacă... Uh, și țin minte, la primul eveniment nici nu am avut curajul să mă duc acolo cu mult timp înainte să înceapă evenimentul. Uh, și cu vreo 40 de minute înainte de eveniment încă eram uh, acasă și mă sună un prieten și îmi spune Cristi, uh, unde ești? zic, mă pregătesc și eu să vin. Și zice către mine, să știi că e plin, zice peste tot. Și zice, uh, încep oamenii să stea în picioare. <laughs> și zic, nu te cred. <laughs> și uh, Cristine credinciosul <laughs> dar uh, uh, când am văzut <coughs> când am văzut ce, ce fain, se fain, întâmplă ce fain. pentru că eram o mână de oameni simpli, nu eram oameni cunoscuți poate păi eram... să punem poze cu, cu sala pentru cei care nu cunosc trebuie să vă imaginați dragi ascultători că sala de la sala sportului este huge acolo a fost și festivitatea de premiere a soției mele când a absolvit uh, facultatea, băi mare deci pentru noi a devenit, și eu spun cu modestia asta, a devenit mică în timp, pentru că în 2012 a fost primul eveniment, în 2013 a fost al doilea eveniment și a fost arhiplin și atunci în 2014 am zis hai să facem două programe identice și iarăși Cristi s-a mai bună decizia asta. S -a, s -a umplut odată sala sporturilor, dar acum să faci două programe identice, tu cum crezi că va fi? Tu gândește-te Cristi că eu ca student trebuia să vin să prind acolo loc cu câteva ore înainte, dar nu există câteva ori înainte și cred că am fost la trei evenimente, iar la al patrulea am zis că măi, nu mai merg pentru că iau locul unea care este nemântuit, că așa era pe bază de uh, scan. Da, era pe bază de bilet Și am zis după... că, băi, mai degrabă trimit pe unul care nu-i mântuit aici da, așa, să primească dup 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 după, Evanghelia. După, ce s-a întâmplat incendiu de la colectiv din București, a trebuit să găsim o modalitate pentru a putea controla numărul de oameni care vin. Ne cerea și ISU și cei de la sala sporturilor să nu mai înghesuim atâta lume acolo și am avut acele bilete gratuite care... Nu mai știu în care an, după ce, le am, după ce au fost disponibile online, vreo 3.000 de bilete, la după vreo 40 de minute ne scrie oamenii frustrați că nu mai au uh, posibilitatea să își cumpere bilete, dar uh, am, am văzut dincolo de numărul de oameni acum. Nu. Nu, nu cifra este importantă, nu? Da, 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 nu trebuie, să, că, nu trebuie să, să cădem în capcana aceasta a cifrelor, pentru că nu asta este important. Pentru noi important a fost experiența pe care am avut-o cu Domnul. Să vedem că. Și întărirea promisiunii da, lui. Pe da. Care, da. Să vedem că oameni uh, simpli, uh, nu, nu foarte sofisticați, Dumnezeu poate să, poate să folosească o, oameni simpli când oamenii simpli se la dispoziția lui Dumnezeu, nu în sensul în care suntem perfecti sau nu avem uh, minusurile sau uh, uh, nu, nu există acele lucruri în viața noastră care uh, regrete, nu tot ceea ce am făcut a fost perfect în anii aceștia, vreau să zic, dar uh, a fost frumoasă experiența aceasta cu Domnul. Da, și faptul, încă o dată mă la punctul ăsta, faptul că au fost oameni C care s-au întors la Dumnezeu deci eram în rândurile din spate și spui la un moment dat, stau acum de la Domnul, care vrea să primească pe Domnul Iisus Hristos în viața lui și vedeam așa oameni, deci oamenii oameni care plângeau, ei nu mai auzi de biserică în alta, cei care erau obișnuiți cu asta spuneau ce se întâmplă și veneau în față și astea sunt și câteva miracole foarte fain. Dar acum te-aș mai întreba o ultimă întrebare și trebuie să ne apropiem de finalul primului episod. Avem vreo 10 minute. Care este scopul bisericii BBSO? Mm -hmm. Dacă mai avem 10 minute, dăm voie să menționez și al doilea lucru. Te rog, pentru te rog. că a fost odată evenimentul acesta, și apoi au fost, a fost ceea ce tu ai menționat mai înainte: miracolul BBSO Da, în, miracol, în, okay. în, în anul 2017 am cumpărat un hectar de teren în Oradea de ce? Nu ne-am dorit niciodată să construim. Eu am fugit cât de mult am putut de construcție și, tocmai de asta, la început, ani de zile am stat în chirie cu biserica. Deci, la, în câte locuri v-ați mutat? Că, la un moment dat ați făcut un clip, da, am fost într-un hotel, după aia. Da, la un moment dat nu mai știa lumea unde să ne găsească. Am, post, am închiriat un hotel, după aceea am. Uh venit de la hotel la Casa Tineretului, acolo iarăși la un moment dat a trebuit să ne mutăm în anumite perioade pentru că au avut ei tot felul de renovări sau alte lucruri care s-au întâmplat. Dar după ce ne-am mutat la Casa Tineretului și închiriam Casa Tineretului și acolo e o întreagă poveste și nu, nu vreau să intru în multe detalii, dar după vreo trei ani Uh, s-a umplut spațiul acela, erau vreo 500 de locuri, tot încercam să mai adăugăm locuri pe aici, pe acolo și am ajuns la un număr de 500 de locuri și când s-a umplut am zis, bun, ce putem face este să avem două programe identice cu aceleași resurse dublăm numărul de locuri și asta am și făcut, două programe uh, identice la Casa Tineretului iar uh, după câțiva ani uh, ambele programe s-au umplut și aveam multe situații, gen, veneau oameni, stăteau ori pe hol, aveam așa un overflow, da, da, da. un spațiu din ăsta unde oamenii care nu mai puteau să stea înăuntru stăteau pe hol și urmăreau pe un ecran, dar mulți mergeau acasă, ne uităm online și era da, frustrant. Da. da, frustrant. Și de asta am știut că avem nevoie de un spațiu, un loc și prin, așa acolo a fost multă călăuzire, să zic așa, din partea lui Dumnezeu. Am identificat un teren pe care l-am cumpărat în 2017, dar noi nu aveam resurse și nu aveam pe nimeni în spate care să spună uite, cumpărați-l că vă dăm noi bani sau ceva de genul acesta. Și am știut că dacă reușim să cumpărăm acel teren, gen în aprilie am, am întâlnit cu proprietarul chiar aici în Cluj, la... Uh, Polus, cum se cheamă acum? Vivo, Vivo. La Vivo. Ne-am întâlnit acolo cu proprietarul terenului terenul ne costa 420.000 de, de euro păi. erau bani foarte mulți adică noi nu, nu, nu știu dacă aveam strâns 50.000 de, de euro și am spus, uite, îți dăm un avans de 100.000 de, de euro și până în august aprilie-august îl plătim în două tranșe. Credință mare Da, și știam că acum nu cum să zic, nu este un miracol în sine să strângi banii ăia. Nu există nimic miraculos în a strânge 420.000 de euro, dar când ai o mână de oameni, mulți dintre ei tineri, și știi că nu au posibilități și resurse financiare foarte mari, noi știam că numai o minune. Așa ne poate ajuta să reușim să achităm terenul până în luna august. Și mulți îmi spuneau, Cristi, o să ajungeți într-un impas financiar foarte mare. Mai bine vă împrumutați la bancă. Făți un credit, că o să vină luna august și nu o să mai apuci nici măcar credit să, să scoateți. Și am zis, am, am, am crezut că Dumnezeu vrea să cumpărăm acel teren fără credit, fără să ne împrumutăm. Și așa, pe scurt, în 15 august, când era termenul, termenul limită. Am uh, reușit să, să plătim uh, terenul respectiv, iar apoi am făcut proiect, am construit. Ai avut o credință nebună. Ar a fost uh, o credință, a fost un pic de naivitate, aș zice, uh, bună. Și, uh, dar am văzut și acolo, uite, a fost un, uh, un proiect, uh, proiectul ăsta de construcție, de să cumperi teren, să construiești, este un proiect din ăsta uh, nu foarte spiritual. Dar ce vreau să spun, Andrei, este că am, am trăit multe experiențe spirituale de-a lungul acestor ani, când eram în disperare și credeam că nu mai avem nicio șansă și că da, da, da. nu putem să mergem mai departe. Tot de la o săptămână la alta am construit, din punct de vedere financiar. Și vreau să mai spun încă un lucru aici. 95% din resursele, acum suntem. Cu, uh, ne întâlnim în, în clădirea pe care no. o, nouă este semifinalizată încă mai lucrăm la ea, dar 95% din resursele pe care le-am folosit pentru clădirea aceasta sunt uh, pro, provin de la, de la români. Adică, n-a fost nimeni altcineva în spatele nostru care să ne spună: Ați că americani? Da, americani, englezi sau nu știu cine, ci pur și simplu au fost știu. oameni simpli. Tineri, copii, uh, pensionari, uh, oameni care au sacrificat uh, familii tinere care au zis Ok, nu ne facem anul ăsta gardul acasă pentru că dăm banii pentru uh, biserică Multe, ce multe ce experiențe Aș, Îmi pare rău că nu mai avem timp să-ți să povestesc, dar multe experiențe foarte Hai că-ți spun o experiență pe care mă aduc cum mai avem 4 minute și după asta vreau să-mi La care este scopul bisericii BB așa în câteva mm. linii mi-aduc aminte că erai la o predică și ai spus, haideți să vă arăt uh, cel mai bogat om care mi-a donat, mi donat acum pentru biserică. Mm. Și a deschis un plic și era o fetiță care o desena ceva și a zis că am decis să-mi dau banii strânși și erau câțiva, nu mai știu, câțiva euro. Sau, cred că ți-a adus aminte da, experiența. Da, da. Bă, aia m-a da. atins la suflet. Deci dacă un copil conștientizează că mai pentru casa Domnului. Deci uh, una dintre cele mai tare experiențe a fost când un... Uh, o familie super modestă și când spun super modestă accentul cade pe modestă. Din județul Arad de la țară au donat doi zapi, doi zapi, și uh, când am mers să luăm țapii de la ei și am văzut unde locuiesc, a fost. Uh, da, zicem, o experiență care te las cu N-am vrut să-i luăm, dar ei au insistat și au zis: Nu, noi am decis că îi dăm ăștia pentru Domnul. I-am luat și următoarea săptămână ne-am dus înapoi la ei uh, pentru că erau, uh, am fost mișcați uh, și marcați de uh, evenimentul ăsta. Dar multe alte experiențe care ar merita să, care să fie ar... povestite cineva care ar, vă, ar auzi asta ar putea să râdă, dar uite că Dumnezeu folosește și -o doi țapi în tot miracolul ăsta. Cristi, care e scopul bisericii BBSO? Viziunea noastră este să proclamăm Evanghelia uh, local, global și virtual și să, să, facem ucenici în procesul acesta, să proclamăm Evanghelia local, în Oradea, global, uh, nu doar în Oradea cumva se aseamănă cu, și cu Marea Trimitere și Dar, cu să uh, toată fapte lumea. 1 cu 8 uh, în fi Martori, în Ierusalim în Judea, în Samaria și până la marginile uh, pământului și virtual pentru că acolo sunt oamenii astăzi, uh, adică nu doar astăzi de ani de zile oamenii sunt în mediul virtual și noi de mult timp ne-am dorit să ajungem uh, la oamenii aceștia și poate în episodul următor povestim puțin despre cum am reușit să dezvoltăm inclusiv partea aceasta virtuală. E unul dintre lucrurile înțelepte pe care le-am văzut de la distanță mi-aduc aminte când studiam pentru dizertația mea de treziri spirituale zicea Charles Wesley o chestie foarte interesantă toată lumea este parohia mea mm -hmm. toată lumea este amvonul am meu mm -hmm. dar cu alte cuvinte, fratele meu, oriunde poți, mărturisește-l pe Domnul și în online au fost multe biserici care n-au băgat de seamă, dar m-am uitat acum în perioada pandemică dacă nu era BBSO, dacă nu era Betelo, dacă nu era harvestul și altele, cum stai și ești o unealtă de hrănire pentru alți oameni? Și mm. faptul că postați predici frumoase, faptul că postați muzică, și acolo o să vorbim în episodul următor, gândește-te la cineva care este bolnav. Mm. Mai nu poate să vină la biserică. Mm. Și chiar am auzit mărturii de oameni care au fost întăriți. Eu ți-am zis mai înainte, stau și ascult câteodată. Soția mea, când stă cu copilașa acasă, ascultă, este întărită. Deci foarte De Deci este așa, local, Uh, Global și virtual Deci, cu alte cuvinte, ne uităm în romani din familie și până la marginile pământului yeah. Este o viziune foarte frumoasă și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze Și vorba aia, cât mai multe suflete să se întoarcă la el Desigur, BBC este foarte cunoscut astăzi pentru muzică Și mulțumim Domnului pentru o echipă extraordinară Oameni super talentați și uh, oameni fine. Uh, este o onoare pentru mine să, să pot să lucrez cu astfel de oameni, uh, pentru că majoritatea sunt din generația tânără. Și poate în următorul podcast putem să dezvoltăm puțin uh, modul în care Dumnezeu îi folosește, inclusiv pe tineri. În, uh... Chiar asta, una dintre întrebările pe care acum am venit uh, pentru următorul podcast ar fi ce atrage pe oameni la BBSO și în această cale. Te-aș ruga, dacă ai putea să vorbești cu o parte din echipa din Chinare, aș vrea să i-am aici la un episod, să vorbim pe latura muzicală, dacă pui o vorbă bună, că așa ar fi super. Cred, cred, cred că putem rezolva asta. E bun. Cristi, mulțumesc mult. Dragi ascultători, dragi telespectatori, vă mulțumesc că ați rămas până acum și încă o dată vedem ce Dumnezeu mare avem. În viața unui om, din spatele scenei, care vă a prezentat trecutul lui, Dumnezeu și astăzi poate să facă miracole mari. Iar data viitoare vă invit să ascultați un nou episod, în care va fi adresat într-un mod special tinerilor. Cum poate să-i folosească astăzi Dumnezeu pe cei tineri? Vă aștept data viitoare!